Doamnelor, domnilor, bună ziua! Iată-ne la încă o ediție a emisiunii Politica în Neamț. Sunt Cristian Fogel din platoul Roman 24, alături de mine invitat astăzi candidatul pentru poziția de primar al comunei Văleni, domnul Mititelu Ionuț. Bună ziua, bine ați venit! Cu respect, domnul Cristian, bine v-am găsit! Prima oară într-un platou TV, stați fără grijă că aici nu facem altceva decât să avem o discuție amicală. E important ca oamenii să știe cine candidează pentru primul fotoliu al comunei. Cine este, deci să începem, cine este Ionuț Mititelu? Mă numesc Mititelu Vasilică Ionuț, domiciliat în satul Văleni, născut, crescut în comuna Văleni. Activez în cadrul primăriei comunei Văleni de 20 de ani de zile. Referent asistent, cu atribuțiune de agent agricol, tot timpul, căsătorit, momentan fără copii, cum când o da Dumnezeu. Dar sunteți născut și crescut în comuna? Născut și crescut în Văleni, deci în comuna Văleni. Cunoașteți toate problemele comunei? Cunoaștem absolut toate problemele. Tocmai de asta am luat și decizia de a candida la această funcție. Și vreau, după 20 de ani de zile, am considerat că trebuie să mă implic și eu puțin. Dar ce v-a făcut? Adică, bun, știți problemele, le cunoașteți. Problemele cunoaștem foarte bine. Da, 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 pentru că, vă dați seama, vrând nevrând, în instituția primăriei comunei Văleni, activând acolo, cunoaștem exact tot ce se întâmplă și problemele toate. Care ar fi acestea? Păi, în primul rând, fără să arătăm cu degetul X-ului, nu, care sunt problemele care le-ați rezolvat? Să vă spun de la bun început, nu am venit să aruncăm în vechea administrație, actuala administrație, pentru că dacă stăm și ne gândim, și eu fac parte din această administrație și nu putem veni să aruncăm corect, cu noroi așa. Cu noroi în ochii lor. Care sunt problemele pe care le-ați identificat? La nivelul comunei noastre, ca și, cred că și la nivel național, sunt trei probleme mari și foarte grave. În primul rând, apa. Asta e o problemă, asta e o problemă națională și pe județ și națională, fără doar și poate. Al doilea rând, infrastructura rutieră. Da. Mă refer la drumuri comunale. Drumurile județene la noi sunt asfaltate în totalitate. Da, astea s-au făcut da. Diverse programe de-a lungul timpului. Mă refer la drumurile comunale. Și a treia problemuță, care și a fost vehiculată și în presă, cred că, nu știu dacă ați... Așa este gunoiul, colectarea gunoiului. Bun, hai să le luăm pe rând, că sunt probleme foarte importante. De ce are comuna Văleni probleme cu apa? Adică, totuși... Problema apei este la nivel național. Nu putem să... Noi avem implementat proiectul de apă și canal din anul 2020. Mm-hmm. Dar, din motive care nu le cunosc eu chiar exacte, nu l-am dat încă în folosință. Ne legăm de o extindere de rețea care trebuie făcută, adică curentul până la stațiile de pompare, da, la stația de epurare și darea în folosință către un distribuitor. Dar rețeaua există? Rețeaua există din anul 2020, repet, este din anul 2020, apă și canal, care... Comuna noastră cuprinde de trei sate, în patru sate, mă scuzați, și în trei sate deja este implementată această apă și canal, numai că trebuie dată în folosință. Aveți idee? V-am spus că, de fapt, că nu știți de ce se tergiversează. Păi partea financiară aici se lovește problemuțele. Și credeți că ați putea rezolva dumneavoastră ocupând funcția de primar? Păi asta este și ideea de a realiza aceste proiecte care sunt cele mai importante. Deci, nu sunt mari proiecte, dar sunt necesitățile comunei noastre. Și astea sunt prioritățile. Priorități și necesități. Că omul de asta are nevoie de apă, drum și gunoiul, colectare, îngrijirea comunei. De drumuri, cum, că tot ați spus vorba de drumuri, cum, care e situația? Păi, situația, avem asfaltat cam în proporție de, să zicem, un 40% din drumurile comunale și mai avem un 60%. Avem un proiect care acum este în derulare. Încă nu s-a ajuns cu el la minister. Da. Acum este pentru avizie, pentru astea și după care trebuie implementat. Aveți
40% rezolvate, 60% urmează să A fi rezolvate prin acest proiect, dar acest proiect trebuie puțină implicare și dus la final. Aveți capacitatea asta de a merge să bateți pe la ușile ministerului? De asta vreau să mă implic și să termin acest proiect, fără doar și poate. Deci nu discutăm. Bă, înțelegeți, ca primar, cei de acasă cred că să fii primar e chestia aia așa glamorous, că stai la birou, ești îmbrăcat frumos, dar ei nu știu că să fii primar înseamnă efectiv să te duci cu miloaga, cum se zice, pe la ministere, pe la băi, ajută-mă. Funcția de primar nu implică numai... Eu șeful comune și fac ce vreau. Nu, funcția de primar implică foarte multe alte lucruri. Drumuri, ajung la cuvântul dumneavoastră, te duci cu miloaga sau cum se poate, ca să rezolvi problemele cetățenilor. Bun, ideal ar fi să n-ajungi cu milogeala, da? Pentru că dacă, uite, de exemplu, aveți candidat pe Consiliu, pe președinția Consiliului Județean, pe domnul Lazar. Tocmai aici vreau să ajungem. În momentul când noi o să reușim și cred că sigur o să reușim la nivel local, ne trebuie și ajutorul de la nivel județean. Tocmai de aia noi să-l susținem fără doar și poate pe domnul președinte și la rândul lui, dumnealui, sigur ne va ajuta. Cât aveți idee cât ce bani a primit Comuna Văleni acum de curând de la CJ, de la Consiliul Județean? Comuna Văleni, conform ultimii rectificări bugetare, a primit suma de 6 miliarde. 6 miliarde. 6 miliarde. Foarte 600 puțin. De mii. Bine, Văleni, acum trebuie să recunoaștem. Da, este o comună mică, nu putem spune că este o comună foarte mare. Are în jur de 1200 de locuitori. Dar totuși n-ajung banii ăștia pentru proiecte. Nu ajung, pentru că datoriile sunt foarte multe. Implicit ajungem la problemuța gunoiului, care s-a mediatizat și în presă și cred că știți. Avem o datorie cam mărișoară acolo, nu știu din ce cauze s-a acumulat. O să se plătească, din ce am înțeles de la colegii mei, dar este mărișoară și nu, chiar bănuții astea nu ajung. Da. Bun, datorii pentru societate care colectează deșeurile menajere. Da, societatea colectoare. S-a făcut în comună, aveți la cunoștință, poate, educația cetățenilor, educarea lor despre cum se face colectarea selectivă, poate? Nu, ca să fim realiști, momentan în comuna noastră nu am ajuns la faza de colectare selectivă. Noi suntem la faza de colectare acolo. La grămadă. La grămadă, exact. Asta e, cei care ne urmăresc de acasă folosesc exact aceleași cuvinte, să nu credeți că sunt toți academicieni. Adică se face la grămadă. Mă gândesc că din cauza asta se ajunge. Nu numai la noi în comună, vă dați seama, cred că este la nivel național. Sunt și comune, într-adevăr, în care au reușit și au implementat această colectare selectivă. Bravo. Dar v-ar ajuta să, nu știu, să plătiți mai puțin pe gunoi? Obligatoriu. Prin colectare selectivă se mai reduce prețul costurilor de ridicare a gunoiurilor. Cum puteți să-i faceți pe oameni să priceapă treaba asta? Printr-o educație și, în al doilea rând, mentalitatea mea aș schimba puțin strategia de colectare a gunoiului. În ce sens? Foarte simplu, am văzut ideea și la alte comune, să iei omului gunoiul de la poartă. Și în momentul ăla îl încurajezi. Dacă te duci odată, te duci de două ori la el și tot îi spui, pui într-un sac gunoiul menajer, într-un sac sticle ce sunt acolo, eu cred că ei se imprimă în mentalitate și cu timpul ajungem... Cum se face la Văleni? La noi se face direct de la tomberon. Omul merge cu sacul, depune acolo la tomberon și Rosal, firma colectoare, ridică gunoiul. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost în sănătate, măcar în vizită, ați văzut cum arată vestul. Da? Și eu am fost în sănătate, de asta vorbesc în cunoștință de cauză. Programul de colectare a deșeurilor se face după un calendar foarte clar, cel puțin în zona în care am locuit eu, în sud-estul Spaniei. 3 zile pe săptămână, luni, miercuri, vineri, se făcea colectarea de deșeuri menajere de astea la grămadă și celelalte zile erau pe fiecare zi în parte câte un deșeu clar, sticlă, carton, plastic. Și oamenii s-au învățat în timp că știau, măi, luni scot cojile de cartofi și mâncarea care s-a stricat, zic. Da, gunoiul menajer. Da, marți nu scot decât sticlă. Corect. Și dacă reușim să învățăm pe oameni și la noi în România să facă treaba asta, deja e un mare câștig, un ar costa mult mai puțin... Păi, o să ajungem în ideea că
oamenii o să fie și noi ca instituție deja suntem obligați să facem lucrul ăsta. Pentru că Garda de Mediu ne sancționează în momentul când vine în comună și conform normelor europene și a convențiilor care le au cu statul român, noi deja trebuie să implementăm chestiile astea, dar este mai greu. Din punct de vedere administrativ sau din punct de vedere a dialogului cu cetățeanul? Că una e să spui, da, primăria este obligată să facă treaba asta, dar primăria nu o să ia omului de la ușă. Nu putem arunca numai în instituția primăriei chestiile astea. Și cetățeanul mai are unele problemuțe. Începe să dați niște amenzi. Da, vă dați seama la țară că să te-a pus să dai amenzi pe parte de gunoi, ești... Știți cum e, măsurile nepopulare sunt cele care de obicei duc la o schimbare drastică, dar ele sunt nepopulare, din păcate. Da, da, nimănui nu-i place să fie amenințat sau amendat, dar schimbarea se va face. Ați analizat, spuneți că de 20 de ani faceți parte din aparatul administrativ al Comunei Văleni. Ați analizat ultimii ani și probabil v-ați făcut niște idei despre următorii ani. Cum ar trebui să arate. E adevărat, mandatul primarului se încheie în septembrie, dumneavoastră candidați acum. Da, 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 eu voi candida pentru data de 9 iunie la funcția de primar. Mandatul actualului primar se termină în urmă în octombrie, după care va fi investirea cum noului primar. Cum vedeți următorii 4 ani? Cum îi vedeți dumneavoastră, ca ocupând funcția de primar? Următorii 4 ani îi văd într-o schimbare. Atâta. Ce ține de comună? O schimbare a comunii. Nu putem promite acum, să exagerăm și să fim cu picioarele pe pământ, că voi face eu aeroport la Văleni. Da. Asta. Dar mă străduiesc ca măcar necesitățile acestei comune mici, repet, de 1200 de locuitori, să fie la zi. Și repet, apă, drumuri și gunoi. După care, pe plan administrativ, noi ca instituție, avem o conlucrare cu omul, să discutăm cu oamenii. Eu în 20 de ani de administrație n-am avut niciun conflict cu un cetățean din comună. Pot merge oricând, merg pe drum, vorbesc cu oamenii, mă primesc în ogradă, deci nu se discută. Lumea mă cunoaște. Ca om de agricultură, da? N-ați mers la ei în ogradă ca om de decizie, care să le spună ce trebuie să facă. Ca funcționar am mers, am avut recesământe, cum se făcea, știți, pe plan agricol. În 2004 sunt încadrat la primăria Văleni. Și vă dați seama, am avut teren, o dată pe an trebuie să mergi. Legat de registru agricol trebuie să discuți cu omul. Deci cum v-ați făcut simpatizat de cei din comună? Exact, eu așa cred, știți. Nu toată lumea, nu putem să... Dar în principal eu nu am supărat pe nimeni niciodată, tocmai de aia am și luat decizia asta că vreau să-i ajut pe acești oameni. Cum i-am ajutat 20 de ani din postura de funcționar, vreau să-i ajut și din postura de primar. Pentru că acolo o să am și eu de luat chiar niște decizii. Aici eu am propus. S-au finalizat, nu s-au finalizat, nu depins chiar de mine. Tocmai de asta vreau ca primar să văd. Să văd și eu unii mă situez față de cetățeni. Dar presupun că e și frustrant la un moment dat să ai niște idei, să le propui și să vezi că sunt ignorate în totalitate. Omule, dacă ți-am dat niște idei, măcar ia-le în considerare, nu sunt idei pe care pot fi bune, nu? Eu așa idei cred. Bune. Doamne ferește. Situația cu gazul metan în comună care e? Din ce știu, actuala conducere, au avut o discuție cu unii distribuitori. Mă gândesc că s-au semnat și niște acte. Nu pot să vă dau mai multe detalii. Că am fost că sunteți la curent totuși. Da, 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 da. Deci unii distribuitori, am înțeles că o să fie o conductă care o să meargă în comuna Dulcești și de acolo o să continuăm noi. Noi ne învecinăm cu comunele Dulcești, Ruginoasa, Botești, Gherești. Și situația cu trecerea autostrăzii prin zonă, cum vă afectează? Nu ne afectează. Pe noi, e pe departe... plan local, da, e departe, da. Nu avem noi treabă cu... Nici o ieșire directă la autostradă? Nu, din păcate nu. Singura variantă, noi ne învecinăm cu Gherăiești într-un colț, dar acolo deja este râul Moldova. Cu ani în urmă au fost niște discuții de un pod, să ne lege, ar fi mult mai aproape pentru noi să ajungem la Roman prin partea aia. Dar astea sunt niște discuții care au fost de mult și momentan nu avem legătură noi cu autostrada. Am înțeles. Da. E, mergând mai departe, un punct de vedere al dumneavoastră personal și punct de vedere al dumneavoastră și ca potențial viitor primar,
Ar fi ideal să existe o linie de conducere de sus până jos, de la președinte până la primar, președintele. Asta fără doar și poate, vă dați seama, în momentul când ai de sus până jos pe aceeași linie, atunci se poate face treabă, într-un cuvânt, și pe cine vă bazați proiecte reale. Pe cine vă bazați mai mult din comună? Pe oameni sau pe colegii din partid, din administrație? Pe cine îți pune bază mai mult? În mod egal, pe toată lumea, eu zic. O să fiu ajutat și de colegi de partid și de oameni, în primul rând, că oamenii decid soarta acestei comune și totul stă în mâna lor. Dacă ei consideră că eu sunt sortit de a ajunge acolo și merit această funcție, cu mare drag. Bine, pentru dumneavoastră n-a fost înțeleg foarte ușor. Sper să nu mă înșel, pentru că vă spuneam, informațiile sunt destul de puține pe internet. Dumneavoastră ați intrat în Partidul Național Liberal de curând. Da. Eu, ocupând o funcție publică, nu am putut fi membru unui partid până în momentul de față. Am luat hotărârea, chiar anul trecut, în 2023, de a mă alătura echipei Partidul Național Liberal. Am considerat că acolo mi-e locul și în partidul acesta pot face treabă. Deci faptul că n-ați intrat mai devreme într-o conjunctură politică a fost pentru că sunteți funcționar public. Corect. Și a atârnat cumva în balanță. Da. Nu am vrut să creez unele problemuțe cu legea, n-am avut niciodată, de cum sunt. Da, mă gândesc că dacă totuși la un moment dat ați luat decizia asta, ceva v-a făcut să luați decizia asta. Obligatoriu, da. A fost un impuls al meu și am considerat că acum este momentul. Cu toate că am mai avut unele discuții cu cetățenii și în campaniile trecute, dar din motiv am refuzat de a participa la alegeri și acum am considerat că este timpul și momentul de a candida și eu. În partea Partidului Național Liberal. Cum e Consiliul Local al Comunei Vălini în momentul ăsta? Cum e structurat? Vă referiți la consilieri în funcție? Da, la consilieri în funcție actuali, nu. Da, Partidul Național Liberal figurează cu 3 consilieri, USR-ul un consilier și restul de la PSD. Deci majoritatea e la... conducerea actuală. Conducerea actuală, da, are majoritate. Și ați prefera, evident, să se mențină treaba asta și pe viitor? Obligatoriu, dar din postura noastră. Din postura, corect. Bineînțeles. Da. Este foarte, foarte important să vedem cum se așează Consiliul Local, pentru că e bine să fii primar, nu spune nimeni nimic, e mult de muncă, e adevărat, corect. Dar cam greu să fii primar atunci când nu ai susținerea majorității Consiliului Local. Exact. Păi când am spus cuvânt că totul pleacă de la domnul președinte de Consiliul Județean, primarul, consilierii, totul se leagă între ele. În momentul când ai o linie corectă, atunci poți face și treabă. Domnul George Lazar v-a caracterizat ca un bun cunoscător al problemelor din comună. Când a spus treaba asta, s-a referit la faptul că sunteți de 20 de ani în aparatul administrativ. Obligatoriu. Sunt și în aparatul administrativ 20 de ani, dar locuiesc efectiv în comuna Vâleni. Niciodată n-am fost decât pe timpul, am studiat la Roman, liceul Petru Poni, 4 ani de zile, în rest nu am avut niciodată. Am fost plecat din comună, cunoaștem foarte bine problemele. Familia mea este locală, avem o afacere în domeniul agricol, fratele meu cu tata și creșterea animalelor, lumea ne cunoaște. Deci cunoaștem efectiv orice problemuță a fiecărui cetățean în parte. Ca să recapitulăm, vorbim de probleme stringente pe care ați dori să le rezolvați. Apa, corect, prima oară, în folosință a proiectului Apă și Canal, chiar și extinderea acestui proiect și în satul Munteni din comuna noastră, pentru că acolo este o problemuță foarte mare a apa. Na, măcar până la extinderea asta ar trebui niște puțuri forate ca oamenii să aibă apă. Ei cară apă de la 1,5 km. Serios? Așa de era situația acolo? E foarte gravă situația, da. Și asta e de vreo câțiva ani buni. E o problemuță foarte mare. Apa și lumea se plânge tot timpul. Îi vă afectează și pe dumneavoastră ca agricultor? Obligatoriu, da.
După aia ați mai spus drumurile care... Drumurile, da, da, da. 60% foarte mult a rămas de rezolvat. Da, da, la nivelul comunei noastre este, sunt chiar foarte mult. Cum s-a făcut până acum? Că iarăși, zicem, Vălen nu e o comună mare, totuși. Cum să rămân 60% nerezolvate? Dați seama, nu. S-a pornit un proiectel, a mers mai greuț. Nu cunosc chiar asta, poate... O să aveți și susținerea deputatului Leoreanu să vă deschidă da, anumite uși, adică... Da, 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 da. Păi, totul se leagă, când ajungi la minister cu proiectelul, trebuie să fie ok, să ai aprobare, că dacă te duci cu proiectelul și îți dă o respingere, să te apuci din nou, să-l faci, să-l... Este foarte greu, vă dați seama. În materie de infrastructură educațională, școlară, grădinițe, școli... Da, la nivelul comunei noastre avem școală finalizată în anul 2020, cu predare primire către doamna director, școală nou-nouță. Și problemuța care ar fi la școli, avem școală nouă, nu avem mobilier. Și aici chiar toată lumea, e școală cu condiții europene. Da. Și dar nu s-a mai putut suporta costuri pentru mobilier. Și chiar... Asta e o chestie... Păi deci în loc să ia primăria, să spunem, dumneavoastră mâine veți fi primar, în loc să aveți posibilitatea să luați mobilier, trebuie să plătiți datoriile că la gunoi. Obligatoriu, că în momentul când... Trebuie să înțeleagă oamenii treaba asta. Să asumi funcția de primar, să asumi și datoriile. Da, dar cu ajutorul Dumnezeu o să le achităm și sperăm și să realizăm ceva. Oamenii din comună locuitori ar trebui să înțeleagă chestia asta, cu cât se... acumulează mai multe datorii care trebuie plătite, cu atât vor lipsi alte lucruri importante din comună. Obligatoriu, da. Deci, da, în loc, uite, a spus că un miliard, nu, a venit de la CJ sau... Nu, șase. Șase miliarde, da? Ultima rectificare, da. Șase miliarde. 600 de mii, da. Se puteau lua un mobilier școlar. Da, se puteau investi în alte priorități. Până la urmă și mobilierul la școală este o prioritate. Înțeleg. Ne ducem spre final de ediție. Jumătate de oră trece foarte, foarte repede. Aș dori pe final de ediție, de emisiune Politica în Neamț, să-mi spuneți, vă rog frumos, dacă în momentul ăsta dumneavoastră vă simțiți 100% atât pregătit cât și sprijinit și de locuitorii comunei și de colegii noastre de partid pentru a ocupa funcția asta care nu-i deloc ușoară, cea de primar? În momentul când mi-am dat acceptul de a candida ca la funcția de primar, am fost 100% și sunt 100% hotărât și am o echipă foarte bună în spate, de băieți tineri, oameni stabili, cu afaceri, cu tot absolut respectabili. Și consider că mă vor ajuta foarte mult echipa mea și, în primul rând, consider că și cetățenii, mare parte din ei, sunt alături de mine. Asta ați văzut. Pentru că și eu i-am ajutat 20 de ani și, la rândul lor, cred că și eu o să mă ajute acum de a ajunge în această funcție, ca la rândul meu să-i ajut din nou, din altă postură. Eu sper ca pe viitor să mai veniți în platoul ăsta și să ne prezentați așa un teanc mare de proiecte. Păi asta e ideea, că eu acum sunt în postura de candidat, mi-ar fi plăcut să vin la dumneavoastră și să spun, am implementat proiectul. Da, da, da. Pentru cei care au deja un trecut, da, e ușor să vină și să spună, domnule, am făcut asta. Tocmai de asta. Și la discuțiile cu alt domn primar, în momentul ăsta, eu nu pot spune niște lucruri că am realizat. No, dar puteți învăța de la alți primari. Obligatoriu, păi da, în 20 de ani, credeți-mă, am avut de unde învăța și cred că asta m-a făcut și să mă decid de a candida la funcția de primar. Pentru că consider că pot și vreau. Eu vă urez mult succes, pentru că, sincer, o să fie nevoie. Începe în curând campania electorală și veți avea nevoie de susținerea tuturor. Domnule Ionuț Mititelu, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a fi astăzi aici. A fost alături de mine domnul Ionuț Mititelu, candidat pentru primăria Vâlen. Doamnelor și domnilor, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Politica Neamț și urmează să ne vedem la următoarea. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!